Sens unic a fost instituit pe strada Mircea Damaschin, chiar dacă lucrările nu sunt finalizate încă și mai trebuie turnat stratul de uzură. Măsura este valabilă pe porțiunea străzii Mircea Damaschin, cuprinsă între strada Gheorghe Doja și strada Baladei. Lucrările în zonă nu se încheie aici. Până la sfârșitul anului vor fi amenajate și cele 61 de locuri de parcare proiectate, iar strada va avea și trotuare reabilitate la final. Odată cu noua amenajare, 16 mașini au fost înlăturate de pe spațiul verde, care va fi refăcut prin plantare de copaci și regazonare, a scris viceprimarul Lucian Harșovski pe pagina sa de Facebook. Modificarea nu este în totalitate bine primită de suceveni. Trebuia făcut taman invers dinspre Calea Unirii. Toți cei care vin dinspre oraș sunt nevoiți să circule spre giratoriul care și așa este aglomerat, pe când cei care veneau dinspre Gheorghe Doja aveau deja mai multe posibilități, a comentat un sucevean, iar un altul anticipează că zona devine periculoasă pentru pietoni. După instaurarea sensului unic, tot traficul este deviat pe aleea ce duce la școala 10 și grădinița de lângă, astfel probabilitatea accidentelor crescând fără nicio noimă.